Pentru mulți seniori, vaccinarea este o misiune imposibilă, deși sunt cei mai vulnerabili în fața virusului. Cei mai mulți dintre aceștia nu reușesc să se înscrie, întrucât le este dificilă utilizarea platformei online, cerând ajutor medicului de familie sau chiar membrilor tineri ai familiei. Noua tulpină din Marea Britanie a fost depistată prima oară în luna septembrie. Simptomele infectării sunt aceleași: dureri musculare, febră, tuse, pierderea gustului și mirosului. Până acum știm că noua tulpină este mai contagioasă decât cea clasică, iar mortalitatea este mai mare în rândul pacienților de peste 60 de ani. Eu cred în noua tulpină, care apare acum. Deja a apărut în București, am înțeles, câteva cazuri. Așa e, ceva mai grav decât COVID-19. Varianta de coronavirus descoperită în Marea Britanie extrem de contagioasă a apărut în peste 60 de țări, printre care și România. Mehedințenii sunt speriați de acest fenomen și speră să nu ajungă și în județul Mehedinți. Vă este teamă că ar putea ajunge și în județul ăsta? Păi mi este normal că mi este, că na. Suntem și noi și mai în vârstă și asta e. Trebuie să ne ferim, trebuie să fim precauți. Reamintim că au trecut mai bine de două săptămâni de când o tânără din Giurgiu, care nu călătorise în Marea Britanie, a fost depistată cu totul întâmplător ca fiind infectată cu noua tulpină a coronavirusului. La Institutul Matei Balș din capitală, iar de atunci s-a așternut tăcerea peste acest subiect, deși autoritățile se arătau îngrijorate și promiteau că vor fi vigilente.